cărții. Avem aici un onorat auditoriu și mai ales un prezidiu de excepție. Alături de doamna Florica Bud se află doamna Nicoleta Milea, poeta Nicoleta Milea, Darius Bud, foarte important, domnul Horia Gârbea și domnul Dan Silviu Boierescu. Nu cred că e cineva să nu-i cunoască. Pe Darius îl cunoaștem noi acum. Și tocmai... trebuie să vă mai spun ceva. Lansăm două cărți. Pofta în cui și alte pohte. Și Lute Bafla. Ce spune Lute Bafla, Darius? Poți să ne zici? Lute Bafla spune că inversează alfabetul și a inversat cuvântul alfabet și a ieșit Lute Bafla. Lute Bafla sau alfabetul de la Zla. Dragi invitați, trăim într-o lume agitată, nemulțumită, mereu în schimbare, neliniștită, în căutare de sensuri, adică o lume ce își reface conturul, silindu-ne și pe noi să ne adaptăm unor modificări dorite, ori mai puțin dorite. În aceste condiții, nu este de mirare că până și vietățile, plantele, copacii, chiar obiectele presupuse a fi fără viață, suferă alături de noi. Volumul pentru copii, Lute Bafla, alfabetul de la Zla, surprinde un episod din viața literelor ce parcă prin viață, iar odată cu viața, capătă și gustul schimbării. Mai precis, literele de la sfârșitul alfabetului își doresc să schimbe locul cu literele aflate mai în față. Dragi copii, oare este posibilă această rocadă a literelor? Doar citind cât mai multe cărți, vom afla dacă este posibil ori nu. Minunate litere ale alfabetului. Noi copiii vă iubim și vă prețuim pe toate la fel. Ca atare, noi ne dorim să vă păstrați locurile pe care le aveți în sanctuarul alfabetic. Promitem să vă folosim pe toate când vom face tema de casă, compuneri și de ce nu când vom scrie cărți. Fiecare literă are locul ei, loc ce nu poate fi ocupat de altă literă. Toate literele sunt importante pentru cuvintele limbii române și nu numai. Acestea fiind spuse, vă invităm la lectură, ce mai turavura. Ce mai turavura, Darius, ne-ai cucerit pe toți. Și sunt convinsă că o să ne cucerească și domnul Horia Gârbea, pentru că așa este el cuceritor. Vă invităm la microfon. Mulțumesc. Eu, în primul rând, sunt foarte bucuros să fiu aici, să o revăd pe Florica și minunata ei familie, dar și pe vechi prieteni, Dan Silviu Boierescu, suntem după multă vreme împreună, din nou, pe doamna Milea o văd adesea și colaborăm. Și vreau să vă citesc câteva rânduri scrise de un prieten care n-a putut să fie aici, dar spiritual este mereu cu noi, cunoscutul Rim, eseist și prozator, Radu Ilarion Munteanu, care a scris câteva rânduri, cum spuneam, despre cartea Floricăi Bud, cu care la revista Neuma își împart niște rubrici. Florica este cu amintirile și pohtele copilărești, Rim este la colțul lui Ioric, cum se numește rubrica lui. Un fel de eseuri pe jumătate literare, pe jumătate științifice. Iată ce spune Radu Ilarion Munteanu. Vorbește în primul rând de arhaismul pohte și forma arhaică înseamnă asumarea rubricii pe care domnia sa, adică Florica Bud, o gestionează în revista Neuma, Amintiri și pohte copilărești. Așa a început aventura acestui volum, sub forma unor tablete publicate la rubrica al cărei titlu vi l-am spus. Ca moto suplimentar, subtitlu cuvânt către cititor. În spiritul propriilor texte, procedeul sugerează savurarea cu ochii închiși a unei lingurițe de dulceață. O recunoști pe scriitoare în cuvintele cu care parte pare a se desprinde greu de ținutul ulmenesc, ținutul copilăriei de care își amintește cu pohtă. Scritura este sprințară, dar calculată croitorește. Exemplu, titlurile capitolelor sunt culese în grai someșan.
face Florica But concurență lui Ion Creangă? Nici vorbă. Se vede cu ochiul liber că efortul grijuliu de a construi un personaj propriu, specific, practic singular al amintirilor din copilărie, nu are doar scopul identificării, ci discret și al detașării de modelul clasic, suveran, deci al lui Ion Creangă. Amintirile scriitoare n-au nimic comun cu recentul roman al lui Radu Țuculescu, Crima de pe podul Garibaldi, dar ambele cărți au un personaj comun, un personaj impersonal, specific etosului transilvan, și anume Someșul. N-are nicio importanță dacă e același braț. Scriitoarea va face precizarea: în așteptarea domniei sale am renunțat de a mă lămuri, apelând la Google Earth, care dintre brațe este al fiecărui scriitor. Cel pe care scriitoarea mergea în copilărie cu porcii e memorat Molcom, precum fira Molcom a ținutului evocat de scriitoare. Cei prezenți la lansarea acestei savuroase cărți citesc, cred, rubrica autoarei din revista Neuma. Nu este cazul să abuzez glosând despre aceasta din urmă. Tot ce am de spus este că atunci când îmi voi primi exemplarul cu dedicație, voi avea reflexul de a redacta o cronică mai aplicată decât acest cuvânt conjunctural. Succes amintirilor din copilărie ale doamnei Florica But. Radu Ilarion Munteanu. În ce mă privește, vreau și eu să subliniez că este o carte foarte frumoasă din, într-adevăr, seria amintirilor din copilărie. Florica But, aseară citind cartea ei, am simțit că o invidiez pentru ce a trăit ea în copilărie. Lucruri pe care eu, copil de asfalt, nu am avut ocazia să le întâlnesc, nici măcar să mi le închipui. Este vorba de un spațiu, de un cadru natural extraordinar, de gusturi, arome pe care le descrie atât de bine Florica But, la care foarte puțin dintre noi am avut acces. A fost un privilegiu pentru ea să-și trăiască o astfel de copilărie și, sigur, rememorarea ei este justificată și chiar ne duce și pe noi, prea puțin, dar cu talentul ei ne poate conduce în această lume cu totul aparte și care nici măcar acolo astăzi nu mai există. Mereu Florica But își exprimă nostalgia legată de lumea copilăriei sale și de faptul că astăzi lucrurile chiar s-au schimbat. Era probabil inevitabil să se întâmple lucrul acesta, dar fără îndoială că este păcat. Noroc că avem, ne-au rămas în locul acelor spații, arome, gusturi, ne-au rămas măcar amintirile Floricăi But, lăsate aici pe hârtie. Titlul sugerează că lucrurile s-au încheiat, ne punem pohta în cui, nu mai avem acces la asemenea delicii, putem doar să le savurăm sub formă livrescă. Aceasta este, până la urmă, sensul oricărei cărți, de a păstra și acele lucruri care nu se mai află lângă noi. Florica But are un deosebit talent de a evoca și în alte volume ale sale, unele pentru copii, altele pentru adulți, unele de proză, altele de poezie, ajungând la un număr impresionant în ziua de astăzi, găsim această poftă, că ăsta e cuvântul cheie, a evocării. Chiar autoarea reușește să se transpună minunat într-un trecut paradisiac, cel al copilăriei, adolescenței, tinereții sale, și astfel ne mângâie și pe noi cu ceea ce putem să înțelegem și să cunoaștem prin intermediul său. Există romancieri și poeți, dar există și oameni dotați în primul rând cu harul povestirii. Florica But face parte dintre aceștia. Ea este prin excelență o povestitoare, o amatoare de peisaje și culori calde, învăluitoare, este o rostire cu adevărat feminină, pot să spun, este o sensibilitate specială care ține de natura
genului ei, niciodată nu dorește să ne șocheze sau să ne violenteze, astfel încât lectura decurge plăcut, fluent și chiar este o carte care merită citită pe fiecare pagină, de la un capăt la altul. Cei care se încumetă să încerce și rețetele, pentru că dă și unele rețete aici în carte, vor avea probabil acces și la partea olfactiv-gustativă a volumului. Eu mărturisesc că n-am încercat încă, dar poate mă voi vedea vreodată stimulat. Sunt sigur că șirul amintirilor și poctelor Floricăi Bun nu se va opri cu această carte. Revista îi va găzdui rubrica în continuare și poate într-un timp oarecare le va aduna într-o nouă carte. Eu aștept volumul 2, în orice caz, încă de pe acum. Mulțumesc, Floricăi Bun, o felicit și să fie cu succes și cu noroc. Mulțumim foarte mult domnului Horia Gârbea, președinte al Uniunii Scriitorilor, secția Poezie, București. Și să știți că regretul dumneavoastră între ale copilăriei petrecute pe asfalt nu e trecut, putem copilări oricând. Un copac, un munte. Bun, trecem la doamna Nicoleta Milea, vă rog. Am citit cu deosebită bucurie cartea distinsei scriitoare Floricăi Bun, Pofta în cui și alte pofte, și sunt convinsă că și dumneavoastră citind-o veți trăi aceeași deosebită stare. Am redactat un scurt eseu în urma lecturii pe care vi-l voi prezenta. Poezie, proză, eseistică, roman, literatură pentru copii, sunt genuri literare pe care Floricăi Bun le-a abordat de-a lungul timpului, cu o rară dezinvoltură, și toate născute din trăiri de scriitor, ce cultivă dimensiuni deosebite ale actului artistic. Dificilă, dar fascinantă, dincolo de clasificările tranșante într-o unică formulă, creația sa aparține prezentului. Prin tematică și stilistică, ea este expresia contrariilor resimțite în mărginirea și deruta existenței. Pofta în cui și alte pofte este o carte aparte. Nu doar delectează, bucură și răsfață cititorul, este și dovada vie a datoriei împlinite prin cuvânt față de toți membrii familiei scriitoricești, soți, copii, nepoți, bunici, părinți, soră. Este și plăcerea de a descifra și de a descoperi coduri noi lingvistice, gastronomice și culturale, pentru că această carte include în ea multe informații, cultură populară, pofte și desfătări culinare, valori spirituale, înțelepciune și aspirație spre redescoperirea semnelor lumii copilăriei, adolescenței, tinereții și a deplinei maturității a scriitoarei, ale unei lumi fără întoarcere, povestită aici cu har și aleasă dăruire. Convinsă că se adresează unui cititor care acceptă convenția, îmbogățind-o prin inițiere prealabilă, presărată cu tot felul de picanterii, ea trimite la viața autentică, la activități practice, la sensuri etice și morale, la întâlniri fascinante cu inteligența, cu mobilitatea asociațiilor intelectuale, afective, dar și olfactive sau gustative. Un fel de amalgam ce sperie, dar și place în același timp. Nimic nu pare să o tempereze însă, nici chiar mobilitatea spiritului, de multe ori exersat cu umor, când autoironic, când sarcastic. Relatările și reflexiile izvorâte din trăite adevăruri evidențiază deschideri inedite ale domeniului abordat. Subtilitățile inteligenței combinațiilor lingvistice se convertesc în reprezentări de adânci semnificații care îndeamnă la cunoaștere. O cunoaștere aprofundată, din care nu lipsește componenta juvenilă, de esență optimistă, viu păstrată în toate formele de manifestare. Este de fapt aici o tehnică de bază a scriitoarei, de a pune arta în concordanță cu realitatea. Personajele adevărate, reale, rupte din viață, li se arătură cele imaginare, ca proprie de bază, dar nu trec în supranatural. Ele funcționează cu reguli omenești. Exemplu, spiridușul limbă dulce,
cel ce o îndepărtează mereu de la subiect. Spiridușul fără mic dejun, care și-a propus să slăbească. Flămânzilă, cel ce nu folosește la nimic. Spiridușii ce pregătesc lemnele pentru cină. Spiridușul limbă lungă și sărindă, cel care deturnează de la tot ce începe să facă. Spiridușul flecar plictisindu-l, cel ce îi dă voie să se întoarcă la ziua de pomină când a preparat compotul de caise, compotul de la miezul nopții. Și unele forme de trecere de la o secvență la alta amintesc de lumea basmului. Exemplu, îi las pe spiriduș să ațuțe focul și mă întorc la oile mele. Dar cui să-i pese de oftatul colectiv pruncesc? Sau, mă văd și acum copilul de altă dată, jucăuș și plin de viață. Nu este de mirare că am fost desemnată de către tovarășii mei de ghidușii, conectați la norul de omor ce plutește și acum asupra localității, regină, respectiv, regina broaștelor. Totul menține și suscită interesul și curiozitatea cititorului, pe care autoarea știe cum să și-l apropie. Întâmplări, stări, fapte individuale devin experiențe ale cunoașterii, ale cunoașterii de sine. Evocare implică de fiecare dată parfumul trecutului, antrenându-l pe cititor într-o adevărată aventură a descoperirii tainelor altor vârste și spații cu valoare simbolică, recuperatoare, în ordinea ontologică a existenței. Limbajul este plăcut, cu elemente care dovedesc oralitatea stilului, alături de prezența unor ziceri și expresii tipice, până la inovații ce ating toate nivelurile textului. O particularitate fundamentală a limbajului o constituie integrarea regionalismelor, aici sarea și piperul comunicării. Pentru a le înțelege, autoarea nu ne-a lăsat în suspans, dimpotrivă, ne-a oferit și un mic dicționar esențial de regionalisme. Din această perspectivă, cartea este și o deosebită sursă pentru domeniul lingvistic. Și ca să rămân în tonul cărții și al autoarei, citez. Gata, mă voi opri aici. Cine s-a plictisit, să își pună pofta în cui. Cine nu, să își ia pofta din cui. Va avea mare nevoie de ea și de buna dispoziție. Pentru că, altfel nu veți descoperi bogățiile gastronomice pe care ni le propune autoarea și pe care nu le-am enunțat concret aici, ca să vă bucurați din plin, descoperindu-le fiecare, citindu-i cartea. Și încă ceva. Dacă nu știți cine este regina zilei și a nopții, cine a fost consfințită contesa a cuvântului, veți descoperi cu aceeași bucurie cu care veți savura lectura acestei cărți, pofta în cui și alte pofte. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamna Nicoleta Milea. Și înainte de a trece la domnul Dan Silviu Boierescu, l-am rugat pe prietenul nostru, clar, da? Sunteți de acord cu mine, Darius, să citească o poezie din Lute Bafla. Ne ajuți? Litera A. Alina, Ana, Antonia, Adrian, Anton, Ana Maria, Andreea, Andrei, Antoaneta, Alesia, Angela, Aurel, Aurina, Adam, Ada și Aron, Arc, Abecedar, Alfabet, Alun, Arcă, Arici, Arbore, Arbust, Arcă, Absolut și Anemone. Anca și cu Alexandru și încă 2-3 pici vor să prindă cât mai iute un arici. Cum pe locul botezară, arpinare, nu e de mirare că el sare de pe locul 1 pe 31, locurile ce țin în bare, alfabetul cum îl știm, cu mic și mare, prietenul bun de trebuință și cersenin. Extraordinar! Felicitări! Observați, este un viitor scriitor, cu certitudine. Felicitări, Darius! Vă rog, domnul Dan Silviu Boierescu. Vă dați seama că nu mai am nicio șansă acum după ce Darius ne-a fermecat, după ce Horia a evocat atâtea lucruri simpatice, după ce doamna Milea a fost atât de aplicată. Ce pot să mai fac acum decât să schimb registrul, nu? Eu vreau să vă spun că mulți dintre cei care au vorbit înaintea mea, în afară de Darius, s-au înșelat profund. Florica Put nu este această scriitoare aplicată de care se face vorbire aici. Este un spirit mult mai viu,
este o femeie adevărată și vă spun asta din ce perspectivă. Am avut privilegiu chiar și cu Horia Gârbea, dar și cu Nicolae Breban, să merg la masă la Florica Bud și la Nicu Bud, bunul meu prieten care este și el aici. Și vreau să vă spun că de fiecare dată, când m-am întors cu avionul cu Horia și când m-am întors cu mașina cu domnul Breban, tot drumul până la București, despre ce credeți că am vorbit? Despre calitățile literare ale Floricăi? Ei bine, nu. Despre tot ceea ce am mâncat acolo, despre gusturile, aromele extraordinare. Și găsisem aici... Ca să vă faceți așa o idee, nu știu câți dintre dumneavoastră veți înțelege aceste cuvinte, dar vă spun că au o deplină acoperire în papilele gustative ale mele, ale lui Horia, ale altora. Ratotă, răstăuțe, răzălău, rânză, ăsta cred că știți, reteșă, sale cale, sigur nu știți, scoverzi, scrijea, silvoiți și așa mai departe. Deci, vreau să spun că degeaba citești cărțile Floricăi Bud, care în sine sunt o delectare întotdeauna, dacă nu apuci să mănânci odată cu Florica Bud. Și vreau să vă spun că acum pot să-mi recunosc și un păcat capital legat de Florica Bud. Eram la Călăraș cu vreo 20 și ceva de ani în urmă și organizasem împreună cu prietenul nostru vechi, Michi Drăghici, Dumnezeu să-l ierte, un colocviu de literatură pentru copii, apropo de Lute Bafla, alfabetul citit invers. Și știți cum e la nebuniile astea? E un autocar, sunt 100 de scriitori și fatalmente uiți pe cineva. Ei bine, am avut nesimțirea, neobrăzarea să uit la hotel pe Florica Bud și pe Mircea Sântimbreanu. Vreau să vă spun că la un moment dat a sunat telefonul. Dar voi unde sunteți? Noi eram undeva la podul 4, la Mama Naibii, în altă parte. Vreau să spun că nu știu cum s-a întâmplat, cred că Michi a trimis o mașină, i-a adus pe cei doi oaspeți la locul faptei și vreau să vă spun că mă așteptam, intrasem în pământ de rușine, fiindcă eram practic organizatorul evenimentului, dar vreau să vă spun că nici Florica, nici domnul Sântimbreanu nu au avut nimic rău de spus și că a urmat o masă cam povești, agrementate de poveștile noastre comune, fiindcă toți am avut o copilărie literară. Eu, spre deosebire de Horia, până la 5 ani n-am stat pe asfalt și am apucat să mănânc la bunici lucruri adevărate. Și dacă mai e să spun un singur lucru acum, fiindcă deja mi-e o poftă extraordinară și mă grăbesc să mă duc undeva să mănânc ceva, că nu mai rezist după cartea asta, care este practic o continuare a unei alte cărți care a fost zămislită, să zic, întâi pe un site de bucătărie de care mă ocupam, mi-e dor de o poftă bună. Deci vreau să vă spun un singur lucru. Spunea cândva un mare artist român, un sculptor, că nu mai suntem copii, suntem deja morți. Atât. Să știți că mi-e teamă că după descrierea pe care a făcut-o criticul literar Dan Silviu Boierescu, doamna Florica Bud o să își găsească asediată casa pentru, cu noi cei care vrem să mâncăm bunătățile făcute de ea. Deci, cred că cel mai bine în momentul acesta ar fi să-i dăm cuvântul chiar autoarei. Chiar autoarei, doamna Bud, vă așteptăm. În primul rând, doresc să vă mulțumesc că ați venit. Mai aproape. Că v-ați rupt din sâmbăta liberă și ați venit să ne întâlnim. Întotdeauna când am făcut lansare, am avut câțiva prieteni apropiați, fie că vin din Maramureș, cum e familia Emilia și Viorel Pop, fie că sunt în București, Cristina și restul, Cristina și Alois. Deci vă mulțumesc încă o dată. Mai tare? Așa. În primul rând, vreau să încep cu doamna Nicoleta Mila. Ne știm, dar cel mai mult ne știm din revista Neuma, revista condusă de Andreea Hedeș de la Cluj, unde suntem vecine. Dar vreau să vă povestesc despre cei doi.
anul viitor voi împlini 25 de ani de când sunt membra Uniunii Scriitorilor. Cine m-a recomandat în Uniune au fost Dan Silviu Boierescu și Horia Gârbea. Și cum nici un bine... Și cum nici un bine nu rămâne nepedepsit, s-au ales pe viață cu mine. Cred că n-au știut atunci că o să-i doare capul. De câte ori am avut nevoie, am apelat la ei. Au fost alături de mine la lansări de carte. După cum a fost alături de mine Mircea Sântâmbreanu, Dumnezeu să-i odihnească, vreau să-i pomenesc pe Mircea Sântâmbreanu, Iuliu Rațiu, Dumnezeu să-l odihnească, domnul Neagu Droiu, care a plecat dintre noi și a fost alături de mine. Alături de mine a fost și Alex Ștefănescu, tot aici la E-Literatura. A fost alături de mine Nicolae Breban. Le mulțumesc tuturor celor care sunt din București și au venit de fiecare dată să mă susțină. Mulțumesc lui Darius că a făcut efortul și a acceptat propunerea mea. Despre carte, ce să vă spun, o să vedeți cine are curiozitatea să o citească. Am explicat și cuvintele mai grele la sfârșit. Eu vă mulțumesc, mulțumesc editurii E-Literatura, Ginei, familiei Michiela și Vasile și tuturor celor de la editură și vă mulțumesc încă o dată și mă scuzați. Nu vă scuzăm, doamnă, pentru că o să fiți asaltată acum de cei care vor veni să iau un prețios autograf de la dumneavoastră. Deci invitați, sunteți aici, să cumpărați cărțile doamnei But și să veniți la dumneai pentru autografe. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă așteptăm și la următoarele lansări ale noastre.